Salutare și bine ați venit la un nou episod din Refugiați la Vatră. Vă salută și Oda. Cred că o să am mai multe șanse să filmez episodul ăsta dacă îl filmăm împreună. Cu Mitruț și cu Yoda și cu Bruha care e lângă mine, dar nu-i vedeți. Acesta este episodul în care vom povesti despre sistemul centralizat de încălzire pe care am reușit într-un final să-l montăm cu succes și în momentul de față să-l folosim cu succes. Însă, după cum ziceam, n-ar mai fi o poveste dacă n-ar avea un început și un deznodământ. Dar, înainte de toate, trebuie să fac un mic disclosure pentru cei care sunt noi aici sau pentru cei care nu știu asta încă. Noi suntem mari fani ai reciclării lucrurilor, repurposeness-ul ăsta cu care ne putem juca. Așa că ce am făcut, un element foarte important al poveștii, sunt caloriferele de fontă pe care le-am reciclat, adică le-am luat de la o persoană care le dona și le-am adus aici la țară acum să tot fie 2 ani. Le-am luat din Cluj și am găsit un anunț pe OLX. Zicea cineva că donează niște calorifere de fontă. Era în stare bună. Așa că împreună cu un coleg pe vremea aceea, Oliver a reușit să le coboare. Nu mai știu de la ce etaj erau la Cluj în blocul spray. Și le-am adus cu o remorcă închiriată pe vremea respectivă, noi încă nu aveam remorca. Le-am adus aici și le-am depozitat într-una dintre anexe. Așa că azvară le-a venit vremea, ca să zic așa, și am început să ne ocupăm de ele. Noi ne-am dorit să le curățăm cât mai sfințește, așa, și de aici lucrurile încep să se complice, dar hai să le luăm pe rând. Ce am făcut mai exact? O curățare interioară chimică. Nu sunt sigură cât de bine am făcut sau nu, dar ajungem și acolo. Ideea este că ni s-a recomandat de la magazinele de producători să folosim o substanță, vă las o poză aici, pentru curățarea internă a caloriferelor împreună cu apă. Și, Doamne-ți mulțumim că există YouTube, că doar de-aia facem și noi videouri să poate inspirăm pe alții. Am găsit un video unde poți să-ți confecționezi cumva tu singur un sistem circuit închis prin care poți să învârți această substanță prin calorifere. Vedeți și voi aici cum am lucrat noi, a fost destul de simplu, toate componentele acestui sistem se pot găsi în orice magazin de bricolaj. Și sincer să zic, e destul de fun așa, destul de amuzant să te ocupi de asta. Ei, asta să zicem a fost partea cea mai ușoară. Partea cea mai grea a fost manipularea caloriferelor, care sunt, după cum știți, extrem de grele. Probabil asta e unul dintre motivele principale pentru care lumea se cam ferește de ele. Pentru că ai nevoie de mulți oameni să le manipuleze, să le transporte și așa mai departe. Motiv pentru care noi, tineri fiind și în vână, unii dintre noi au reușit să-și rupă un pic spatele pe parcursul acestui proiect. Așa, și trecem la partea cea mai grea și teoretic care a durat cel mai mult, și anume curățarea lor exterioară. Adică, bibilitul cu perea de sârmă, frezatul cu flexul, cu toate perile, capetele de flex posibile și imposibile în materie de curățare, obiecte metal. Bibilit cu anumite obiecte contondente. Key part of this journey. Aceasta este o parte foarte importantă a poveștii. Anumite obiecte contondente cu care s-a încercat îndepărtarea până și a ultimelor urme de vopsea,
pentru că erau Dumnezeu știe câte straturi de vopsea pe aceste calorifere. Și ca să nu lungesc povestea și mai tare, pe scurt, a durat vreo 2 luni, ceva de genul, sau tot cu lăsat pe aceste calorifere, pentru că nu e o muncă pe care vrei să o faci zilnic și e o muncă care, odată ce te apuci, te acaparează cu orele. Deci, timp de vreo 2 luni, în mare parte, Oliver, din când în când, ajutat de prieteni și foarte, foarte rar și de mine, mai mult pe final, pentru că începeam să-mi pierd răbdarea, s-a chinuit cu curățarea acestor calorifere, o curățare atât de temeinică încât... O curățare extrem de temeinică, demnă de aplauze, și într-un final a venit domnul instalator să monteze caloriferele. Schimbăm un pic foaia acum și vorbim și despre centrală. Avem un urmăritor pe care îl salutăm cu tot dragul. Salut, Cezar! Mulțumim din nou pentru susținere, pentru implicare. Ești the best! Cezar are o companie de instalații centrale termice și, deși el operează și locuiește în Brașov, a făcut tot posibilul să vină să ne ajute cu distribuția, măcar, a obiectului principal, și anume a centralii termice. Dar, înainte de asta, ne-a sfătuit cât se poate de bine pentru nevoile noastre și ne-a recomandat 2 variante de centrale termice. Noi am ales-o pe aceasta, este Vaillant. O să vă las aici modelul. Împreună cu termostatul cu care e centrala vine, e un termostat smart și face un pic mai mult decât simpla programare prin intermediul smartphone-ului. Folosește cumva algoritmul inteligenței artificiale pentru a îți optimiza consumul de gaze și consumul de electricitate, astfel încât tu poți să-i setezi anumiți parametri ca el să meargă cât mai optim. Și anume, centrala nu o să tragă niciodată să îți aducă ție de la, nu știu, 15 grade la 20 de grade într-o oră, pentru că asta înseamnă un consum foarte, foarte mare de gaze și de curent. Centrala o să se optimizeze, o să facă asta în mai multe ore, motiv pentru care este recomandat, în general, să lăsăm centralele cât mai aproape de valoarea la care vrem să le folosim. Și când plecăm de acasă, noi, de exemplu, o lăsăm pe 16 grade. Nu o lăsăm pe 10 sau pe îngheț, ca după aceea, când venim acasă, să aibă ce să tragă până la o temperatură de confort. Ce mi se pare cel mai șmecher la termostatul ăsta și aplicația prin care el funcționează este faptul că poți să-ți monitorizezi absolut fiecare punct de consum. Poți să monitorizezi operațiile boilerului, poți să monitorizezi consumul de gaz și poți să monitorizezi consumul de energie, atât zilnic, cât și pe perioade mai lungi de timp, ca să poți să-ți faci niște trenduri lunare, cât și efectiv să vezi în fiecare oră, în funcție de gradele care erau în casă și afară, pentru că și astea sunt luate în considerare. Toate datele astea se cumulează și îți creează niște grafice de consum și asta mi se pare cel mai fain, că poți efectiv să-ți faci predicții de consum pe termen lung. Și acum că v-am făcut capul calendar cu aceste detalii care poate vă ajută, poate nu, să trecem mai departe cu povestea. A venit domnul instalator, a montat centrala, destul de ușor, aș putea să zic, a montat caloriferele, și s-au făcut primele teste de presiune. Un pic așa cu inima cât un purice, am așteptat să vedem dacă scapă pe undeva presiunea sau nu, pentru că exista și varianta asta. Plus că noi luaserăm caloriferele așa, pe nepusă masă, netestate, nenimic, le țineam deja de 2 ani aici, nu știam ce-i cu ele, le-am pus sus, a ieșit ok testul de presiune, am băgat apă în ele. Țin să menționez că am folosit și soluție termică de la Fernux pentru protecția centralei, având în vedere că caloriferele sunt destul de vechi și, sigur, oricât de bine le-am curățat, încă mai conțin impurități. Le-am dat în funcționare și am petrecut cu bucurie prima seară cu căldură centralizată în casă. Vineri!
Nu mai știu cât e noiembrie, ora 3 și jumătate și miroase a vopsea caldă în toată casa, pentru că oficial... Oficial merge centrala în căsuța asta bătrânească. Nu mi-am gândit niciodată că o să fie așa de complicat tot procesul și că o să fie așa de lung. But we're back in business, baby! Back in business! Și suntem atât de fericiți și recunoscători tuturor oamenilor care ne-au ajutat să facem asta posibil. Mersi, Cezar! Mersi pentru tot suportul și susținerea și cunoștințele tale în materie de instalații și centrale electrice. Mulțumim, domnul Doru! Nu știu dacă o să vedeți vreodată video-ul ăsta. Mulțumim nouă pentru puterea de a curăța 3 calorifere vechi și de a le aduce la viață. Încă o etapă bifată! Suntem pregătiți de iarnă! Să-i dăm drumul! Dar, și aici povestea devine interesantă, bucuria n-a ținut foarte mult, pentru că în primele ore caloriferul din dormitor a început să dea semne de tristețe. Și anume, a început să plângă pe alocuri. Și nu numai caloriferul din dormitor, a urmat și caloriferul din living. Am identificat multiple zone pe la garnituri unde se scurgea, se prelingea apă. Am decis să închidem caloriferul. Partea bună e că de la început le-am montat cu robineți cu termostat, astfel încât am putut să reglăm închis, deschis sau cât de mult dorim să le deschidem. Am închis caloriferul din dormitor complet și am decis să continuăm să monitorizăm damage-ul. Ne-am dat seama că e destul de mare și că sunt probleme în mai multe locuri, așa că, ca orice român, am încercat să peticim situația. Am mers la unul din magazinele de bricolaj și am căutat... Ce-am căutat, Oliver? Poxilină? Nu poxilină. Și am căutat o soluție, cred că se numește liquid metal. E teoretic adeziv pentru oțel și metale grele. Și sincer, chiar am crezut că o să funcționeze. Și pentru o secundă a funcționat. Doar că unde am greșit, cred că pentru că această peticeală să funcționeze complet, ar fi trebuit să scoatem complet presiunea din tot circuitul, din toată instalația, să lăsăm caloriferul fără presiune și apoi să facem lipiturile. Pentru că, datorită presiunii, unde am adăugat liquid metalul ăsta, metalul ăsta lichid, e o pastă, unde am adăugat pasta, s-au format niște bule. Și bulele astea s-au tot umflat. Pe scurt, nu a funcționat, nu recomand. Sau, dacă vreți să încercați și sunteți disperați ca și noi, recomand din tot sufletul să goliți din circuit presiunea, pentru că altfel nicio șansă. Acestea fiind spuse, tot ce a rămas de făcut a fost să înlocuim caloriferele cu altele la fel. Așa că am sărit pe OLX și am început să căutăm în zonă, pentru că vă amintiți când am zis că sunt foarte grele? Trebuiau să fie în zonă. Am găsit 2 calorifere, erau 3, am luat 2 de la Cluj. Erau la etajul 7, noroc că aveau lift. Așa că am cărat alte 2 calorifere acasă, dintre care unul e identic ca și dimensiune cu ce aveam. Iar cel din dormitor, nici poveste, deloc, nimic, nicio treabă cu ce aveam. Le-am curățat cât am putut, în mare, noroc că arătau destul de bine în exterior, și am chemat domnul instalator să vină să facă schimb de calorifere. Bineînțeles că cel din dormitor a necesitat alte găuri în pereți, și alte limite de montaj,
Noroc că țevile de la calorifer nu sunt fixe și nu vin prin pereți, ci vin prin podea, astfel încât am putut să jonglăm un pic cu mufarea lor. Și oficial avem 3 calorifere funcționale, care acum arată și bine. N-am mai avut probleme cu ele. Și 2 calorifere care stau momentan în fața casei și așteptam cu mare interes să vină domnii de la Fier Vechi, să-i auzim cum strigă pe uliță, Fier Vechi, pentru că toată vara au făcut asta și n-aveam ce să le dăm și acum am aș ruga de ei să vină să mute caloriferele alea, mai ales alea de fostul din dormitor, care este inuman de greu. Dar până atunci, vestea bună este că ne bucurăm de căldură centralizată, într-un final, după multe peripeții, și mulțumim tuturor persoanelor care au fost implicate în această poveste lungă și așteptăm să vă arătăm în continuare ce alte proiecte mici sau mari mai avem peste iarnă. Suntem foarte entuziasmați, dar cel mai tare ne bucurăm că avem căldură centralizată, că putem pleca de acasă și putem reveni chiar și după masa, pentru că în casă nu e bocnă tot. Până data viitoare, să fiți cu minți!